Iubită biserică, iubiți frași și surori, iubiți credincioși, voi citi un singur verset așa cum stați pe scaune din Eclesiastul, capitolul 3 cu versetul 7. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea și are vremea ei. Este o binecuvântare să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață, în acest loc. Am venit cu centrul de greutate al familiei noastre, cu doi dintre băieți care sunt exact la mijloc, și soția a rămas acasă cu ceilalți cinci copii. Suntem aici să vă slujim și o facem cu multă responsabilitate. Și ceea ce doresc este ca aceste cuvinte ale mele să producă în fiecare dintre noi dorința aceasta de a ne apropia mai mult de cer. O să vorbesc despre ceva ce n-am vorbit niciodată în viață, am predicat, am primit această predică de la Domnul Miercurea trecută și am intitolat-o Vremurile tăcerii sau tăcerile Bibliei. Spunea cineva că atunci când vorbim, spunem undeva la 160 de cuvinte într-un minut. Într-un minut. După 5 ore de vorbit continuu, ai destule cuvinte și ai spus deja destule cuvinte ca să umpli o carte. Că nu ți-o cumpără nimeni, asta e altceva. Dar este incredibil să te gândești că în 5 ore de vorbit continuu, ai scris o carte. Studiile merg mai departe și spun că, într-o viață, spunem aproximativ 438 de milioane de cuvinte. Iar Matei 12 cu 36 vine să ne avertizeze ceva foarte puternic, cuvintele Domnului Isus. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală, dați în voie să fac un replace, o înlocuire, de 438 de milioane de cuvinte. De orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Nu voi vorbi despre cuvinte în această dimineață, ci despre absența lor. Și vreau să încep de la această întrebare. Cât de mult vă deranjează tăcerea? Pe noi, bărbații, nu prea ne deranjează. De două, trei ori pe an merg la pescuit împreună cu copiii mei și soția întreabă: Eu nu înțeleg ce poți să faci la pescuit. Știi ce fac la pescuit? Tac. <laughs> și ce-i frumos e că ești înconjurat doar de oameni care tac. Iubiții mei, nu o să vorbesc despre pescuit astăzi, ci o să vorbesc despre cinci tăceri din Biblie. Știu că este evangelizarea astăzi și veți înțelege la sfârșit ce legătură are tăcerea cu mântuirea. Vreau să luăm aceste tăceri pe rând și să observăm câteva lucruri frumoase la fiecare. Băieții mei, care sunt cu mine au învățat foarte greu să vorbească. Fetele au vorbit și vorbesc foarte ușor. Dar am observat că ai nevoie de 3-4 ani din viață să înveți să vorbești și de vreo 70 de ani să înveți să taci. Și astăzi aș vrea să învățăm ce să facem când trebuie să tăcem. Cum să tăcem? Când să tăcem? Și prima să vorbesc este tăcerea de lângă omul aflat în suferință. În Iov capitolul 13 cu 5 spune așa Iov către prietenii lui care vorbeau și vorbeau mult și vorbeau cu acuzații și condamnau. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Iubiții mei, în viața de zi cu zi, dacă ne vom face timp, repet, dacă ne vom face timp, vom întâlni oameni bolnavi. Vom întâlni oameni care au nevoie de prezența noastră și nu neapărat de cuvintele noastre. Și acolo, lângă oamenii aceia, va trebui să ne oprim din a ne da cu părerea. Îmi spunea o, o soră bolnavă într-un spital, după ce m-a vizitat o altă soră, m-a durut mai tare operația decât când înainte să vină ea. A fost o vizită din partea Domnului, așa -i? Mă îndoiesc. Iubiții mei, ne-am născut noi românii cu această înțelepciune extraordinară în ghilimele, încât pentru orice suferință noi știm cauza. Noi știm de ce a plecat acel copil de acasă și a trântit ușa, noi știm de ce doi sos nu se mai înțeleg, noi, noi le știm pe toate. Și prin știința noastră agravăm situația și prin datul nostru cu părerea, de multe ori poate lovim, poate spunem ceva ce n-ar fi trebuit să spunem. Dumitru Bortan, doctor în filozofie, ascultam cuvintele lui zilele trecute, spunea ceva extraordinar. Românul confundă opinia cu cunoștințele. Dați-mi voie să repet românul confundă opinia, datul cu părerea, cu cunoștințele. Francezii spun așa, eu cred că lucrurile stau cam așa. Englezii sunt chiar mai dubioși. Ei spun așa, sunt tentați să cred că lucrurile stau așa. Și acum ascultați cum spune românul și îmi cer iertare pentru fraza care o spun. Stai bă, taci din gură, îți spun eu cum stă treaba. Românul nu face ca și englezul și ca și francezul. Englezii și francezii știu că există întotdeauna posibilitatea de a te înșela. Că e diferență între a cunoaște un caz, între a analiza la aparate o boală, o suferință, o traumă. Și ați da cu părere. Punem, te rog, 1 Corinteni 13 cu versetul 9. Mi-au trebuit mulți ani din viață să ajung la versetul acesta din punct de vedere practic. Căci cunoaștem în parte. Iubiții mei, dacă cunoaștem în parte, putem accepta că sunt șanse foarte mari ca părerele noastre să fie formate strict pe acea parte pe care o cunoaștem? și să nu fie întotdeauna formulate bine tocmai din cauza acelei părți pe care nu o cunoaștem. Sunteți de acord? Cineva spunea înainte să mă acuz, înainte să mă judeci, înainte să mă lovești, înainte să scrii tratamentul în dreptul meu, umblă măcar câțiva ani în papuci în care am umblat eu. Spunea un tată căruia i-a murit copilul unecat în ziua înmormântării nu m-a dorit, nu m -a dorut moartea fiului meu, cum m-au dorut loviturile celor de lângă mine. Vă duc aminte de un pasaj din Biblie despre un om care a vorbit foarte puțin și a făcut foarte mult. Acest pasaj îl, des, îl găsim la Luca, capitolul 10, cu versetul 33. Vă rog să fiți atenți unde este prima dată când omul acesta vorbește. Dar un samaritan care era în călătorie, o văzut și el pe acel căzut între tâlhare. Putea să-și dea cu părerea să scrie un articol, să facă poze. Fac o paranteză, spunându-vă că la locul unui accident se opresc mai multe categorii de oameni. Prima categorie care ajunge la locul unui accident este categoria curioșilor. Ăștia ajung înaintea salvării și înaintea poliției dacă n-ai avut centură, zic așa, dacă avea centură era scăpat. Dacă ai avut centură, zice, vezi, nu trebuia să aibă centură. La locul accidentului mai ajunge cineva, reporterii. Dacă ți-ai rupt mâna, spun așa, este aproape de comă. Pentru că dacă scrie un articol despre ți-ai rupt mâna, nu cumpără nimeni ziarul. Apoi la locul accidentului vin polițiștii și am tot respectul și pentru polițiști. Ei măsoară, ei împart amenzi. Avem și noi de năștea mulți. La deși nu cred că sunt, slăviți să fie domnul. Împart amenzi, iau carnete de conducere. Însă există o categorie de oameni care vin la locul accidentului și nu au timp de poze. Și nu-și dau cu părerea. Și nu-l au pe ăla de cap să zică bă, nemernicule... Cine te-a mă, la ora asta să pleci de acasă? Ce cauți tu la 12 noaptea în spatele unei căruțe cu BMW? N-ai putut sta acasă? Nu. Ei nu fac parte din categoria românilor care confundă opinia cu cunoștințele. Păi ei nu interesează cât o fost frâna, 50 de metri sau 20. Ei sunt parte a categoriei samaritenilor, medici. Iubiții mei, am o rugăminte pentru toți cei prezenți. Vă rog, nu rostiți niciun cuvânt până nu faceți pașii pe care i-au făcut samaritianul. Primul pas a venit în locul unde era cel căzut în tetâlhari. Și când l-a văzut, a început să vorbească. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Mai departe s-a apropiat de a legat, înțeleg că au venit câțiva pași și probabil că mai erau trei metri. Și probabil că au văzut vânătăile, au văzut sângele care au curs, au văzut poate pormoneul gol, pantalonii rupți și totuși nu au spus niciun cuvânt. Se apropie mai mult. Spune Biblia, după ce leagă rănile, folosește două substanțe care în Orient aveau următorul scop. Unde lemnul alina rana și vinul o dezinfecta. Face lucrul ăsta și totuși nu vorbește nimic. Nu spune și ea, am eu, că mai că nu dă de mult pe la biserică. Acum a intervenit Domnul, acum i-o zdrobi pruncul, Slăviți să fie Domnul că Domnul lucrează. Nu, acum o să vină și părința la biserică, acum o să ne caute și până la comitet, o să vină și ei la cină. Spune că l-a pus pe dobitocul lui, pe Asin. L-a dus la un han. Știți, sunt oameni care până îți revin nu vorbesc. Când ți-ai revenit să te ferească Dumnezeu. Deja își revenise o mozda. Deja probabil că o ieși din comă. Și totuși samariteanul tace mai departe. Și îngrijește de el. Pune-te rog mai departe. Versetul 35. Anul trecut am observat expresia asta, a doua zi. De 36 de ani citesc cuvântul Domnului și n-am observat-o. O petrecut o petrecută noapte întreagă cu bolnavul acolo. Nu l-a mostrat, nu l-a jignit. Iubiții mei, eu vreau să înțelegeți asta ceva foarte important. E mai ușor să previi că să tratezi. Și uneori poate prevenirea înseamnă mustrare, disciplinare, sfat, sfătuire. Dar să știți că după ce bolnavul ajunge bolnav, sănătosul ajunge bolnav, nu mai are de nevoie de mostrare, ci de tratament. A doua zi, o petrecut noaptea cu el, să fie sigur că își revine cum trebuie. Ascultați primele cuvinte. Nici măcar nu sunt adresate celui căzut, ci altui om sănătos de lângă el. A doua zi, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, dacă are nevoie de un sprite din frigider, să-i dai. Dacă vrea supă de să mănânce, să-i faci. Vorbesc în termeni noștri. Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Am o veste bună să vă spun astăzi. Pentru toți cei care suntem închemați să ne oprim lângă o rană cu puroi. Pentru toți cei care suntem chemați să ne oprim lângă un suflet căzut. Pentru toți cei care suntem provocați să vorbim și Dumnezeu ne demonstrează astăzi că trebuie să tăcem și să trecem la fapte. Am o veste bună, Samariteanul se va întoarce. Apocalipsa 22 cu 12. Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. La mormântul lui Lazar, după ce vorbește cu Marta, Iisus Hristos spune Biblia, Iisus plângea. Să știți că uneori lacrimile noastre vorbesc mai mult decât cuvintele noastre. Și știu că astăzi aici, sau în familiile voastre, sau printre vecinii voștri, sau printre cunoscuții voștri, sunt persoane care au nevoie mai mult de faptele noastre decât de vorbele noastre. Să știți că întotdeauna tăcerea care vine la pachet cu fapta face mai mult decât vorba care vine la pachet cu neglijența sau inactivitatea. Am fost în Germania în cu doi ani de zile. La finalul unei slujbe, spun eu destul de solicitante, am fost chemat împreună cu alți trei frați păstori să mergem într-o familie. Ni s-a spus că este unul din cele mai grele cazuri din Germania. Eram curios să văd ce e acolo. Am găsit o mamă ostenită, istovită, care se plimba 24 din 24 dintre, între o cameră și alta. Erau două camere, una lângă alta. Și ea făcea naveta, 5 metri, 5 metri. Am intrat în prima cameră și am intrat în a doua cameră. În a doua cameră am găsit un tată, soțul ei, care de 2 ani de zile și jumătate făcuse un atac cerebral și care avea nevoie de asistență continuă. Și acum haideți să vă spun ce a găsit în prima cameră. O tânără de 32 de ani. Aici în spate are o umflătură, o parte din șira spinării, din măduvă, este în umflătură aceasta, de când s-a născut, de 32 de ani. Doctorii au spus că în ziua când se va întoarce pe spate, din neglijența mamei, sau din neglijența celor care o îngrijesc, acea umflătură se va sparge și fata va muri în câteva minute. Fata respectivă de 32 de ani doarme doar pe burtă. Fata respectivă de 32 de ani stă pe coate, pe burtă și așa vorbește cu cine intră în cameră. M-am uitat la ceilalți păstori. N-am știut niciunul dintre noi ce să spunem. M-am uitat în cameră, încercam să nu mă uit în ochii ei. Și m-am plecat pe genunchi lângă pat. Am tăcut câteva minute. Am lăsat-o pe ea să vorbească. Ne-am dat seama că suntem lângă un om aflat în suferință. Și am observat un tablou cu o haină de botez. Fata aceasta era îmbrăcată în haină de botez. După câteva minute i-am pus o singură întrebare. Tu ești acolo? N-ar fi avut motive să se boteze, spunem noi. Un Dumnezeu care îngăduie 32 de ani să dorm pe burtă când alți copii se joacă afară? Îmi spunea ea și am încercat lângă cel în suferință să o ascultăm. Spunea cu zâmbetul pe buze, tata când era sănătos, ne punea pe, mă punea pe bancheta din spate la mașină, tot pe burtă, și mă ducea la biserică. Și la biserică mă punea pe două scaune în față și tot pe burtă asculta în predica. Și într-o zi mi-am dat seama că cel care îmi vorbește vrea să îmi dea mântuirea și vrea să mă ducă într-un loc unde nu o să mai fie răni, unde nu o să mai fie invaliditate. Și am încheiat un, un legământ cu Dumnezeu. Am ieșit plângând, cuvintele mele au rămas tot la fel de sărace, tăcerea mea a fost tot la fel de mare. Am ieșit plângând cu ceilalți păstori afară și ne-am ne -am șters lacrimile. Și nu știam ce să mai spunem. Prima tăcere despre care învățăm astăzi este tăcerea de lângă omul aflat în suferință. Doi. O a doua tăcere este tăcerea suspinelor. Am vorbit de tăcerea noastră, acum vorbim de tăcerea lui. Acelui care tăce printr-o tragedie, printr-o problemă, printr-o greutate mare. Ezechiel 24 cu 17. Dumnezeu îl anunță pe Ezechiel. Îți voi lua ce ai mai drag, îți voi lua soția. Și în 17 îi spune, suspină în tăcere. Nu urla, nu striga, nu te da cu capul de pereți, nu pune întrebări, nu deveni un rebel, Îți voi lua soția, Ezechiel. Și acum cu multă compasiune mă adresez celor care a trecut prin pierderi. Și vreau să vă asigur că Dumnezeu rămâne în controlul vieții dumneavoastră, indiferent de necazul prin care ați trecut. El nu v-a părăsit. Nevasta lui Ezechiel a plecat. Dumnezeu a rămas. Nu există cântar care se poate cântări pierderea cuiva drag. Cristi Boariu ar minți dacă v-ar spune că vă înțelege. N-am cum să vă înțeleg. De 13 ani soția e lângă mine. Și poate tu de 13 ani ai partenerul care nu e lângă tine. Am stat de vorbă cu mama, care copil s-o sinucis. Și o zis, domnul, taci din gură și nu a judeca. o judeca. Că au judecat-o destui. Ascult-o. Am stat de vorbă cu o mama care copil, a devenit trans. Și o zis, Dumnezeu, taci din gură. Iubiții mei, sunt oameni lângă noi care trec prin astfel de încercări, prin astfel de probleme. Și poate astăzi sunteți aici oameni care ați trecut prin traume multe. Vă încurajez prin salmul 10 cu 14, dorindu-vă ca tăcere să puteți duce suferința până la capăt. Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor, în nădejdea ta să lasă cel nenorocit. Și tu vii în ajutorul cui? Orfanului. Mă rog, Domnul, să binecuvinteze toți orfanii, toate văduvele, toți văduvii, toți cei care aveți copii și poate nu vă sună de ani de zile, toți cei care ați vrea să vedeți o schimbare în viața familiei voastre și poate încă nu se întâmplă. Toți cei care ați trecut poate printr-un accident, toți cei care aveți pe cineva pe cărucior, vă încurajez astăzi spunându-vă că Dumnezeu vede privește necazul și vă mângâie și vă ajută și vă dă putere să mergeți mai departe. Cineva a visat într-o noapte că erau două urme de pași și a înțeles prin munți, prin vă, pe văi, prin câmpii, prin pustie, era el și Dumnezeu. Și la un moment dat a rămas o singură urmă de pași. Unde era cel mai greu? În Valea Umbrei Morții, acolo unde sunt șerpi, acolo unde sunt scorpioni, acolo unde se pot face accidente. Și omul ăsta a strigat și a zis, Doamne, cum de mai lăsa singur? Do de ce sunt doar o urmă de paș aici? De ce este doar o urmă de paș? Și au zis, Dumnezeu, nu-i urma ta, e urma mea, că te-am luat în brațe. Recunoaștem astăzi că de-a lungul vieții, prin anumite situații grele de privit și mult mai grele de trecut, a fost o mână care ne-a luat în brațe. Am citit despre Horatio Spefford, un om al lui Dumnezeu care trăia în Chicago și soția sa, Ana. A avut o viață foarte zbuciumată. În 1870 le-a murit singurul fiu în urma unei febre puternice, iar anul următor un incendiu a distrus orașul Chicago, provocând moartea a 300 de persoane și lăsând alte 100 de mii fără locuință. Chiar ei au rămas fără locuință. Deci îți moare copilul, apoi focasă. Stați să vedeți ce urmează. Horețiu, un avocat de succes și prieten apropiat al marelui evanghelist Moody, nu s-a gândit prea mult la pierderile sale, ci și-a pus tot timpul și energia la dispoziția supraviețuitorilor care rămăseseră fără case. Doi ani mai târziu, după eforturi intensive, el și familia lui au plecat într-o vacanță în Anglia. Știind că în acea perioadă Moody va predica acolo și voiau neapărat să fie împreună cu el. Însă, el a fost reținut, Horețiu, cu câteva probleme importante, astfel că și-a trimis soția și cele patru fete înainte, urmând să se întâlnească în Anglia. Pe 21 noiembrie 1873, în timp ce traversa Atlanticul, vasul Vildu Havre, pe care erau îmbarcate soția și fiicele lui, s-a ciocnit de un altul și, în 12 minute, 226 de persoane dintre cele 307 aflate la bord au murit, printre care și cele patru fiice ale sale. Cumva, agățându-se de niște resturi ale vaporului, soția sa Ana a supraviețuit. Când a ajuns în Anglia, a trimis o telegramă soțului ei în care scria saved alone, singura salvată. Imediat Spafford s-a îmbarcat pe un vas spre Anglia și, în timp ce trecea pe la locul unde fetele lui erau pe fundul oceanului. A luat un creion și o foaie și a scris o cântare pe care și voi și eu o cunoaștem. Și cântarea spune: Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Isus a făcut totul pentru mine. Bine e? Bine e în Domnul. Știu că e greu să suspini în tăcere, știu că este greu să taci, știu că este greu să nu pui întrebări? O să vreau să spun că dacă la examen profesorul tace, nu înseamnă că nu este în sală. Dumnezeu este în sala examenului tău fi încrezător în El. O altă tăcere despre care Biblia vorbește este tăcerea așteptării. Plângeri 3 cu 2,6. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Orice așteptare este grea. Dar cea mai grea așteptare este așteptarea în care n-ai voie să vorbești. În care n-ai voie să pui întrebări. Dumnezeu îi spune lui Avram la 75 de ani îți voi da un fiu. Și următorii 25 de ani Avram tace. Nu sună pe la proroci. Nu trimite bilete la anvon. Nu pune întrebări. Nu se ceartă cu Dumnezeu. Știți că tu rezista Sara? 10 ani. După 10 ani Sara au vorbit. Și în urma convorbirii ei cu Avram, o ieșit un popor pe nume Ismael. Ismaeliți. E greu să stai 22 de ani să taci, nu? Este o soră în România, spunea cineva despre ea, 22 de ani a ținut cămașa albă, călcată, a soțului ei, în speranța unei zile a botezului. În dulap. 22 de ani. E greu să aștepți în tăcere. Moise, 40 de ani, n-am auzit să fie vorbit prea multe. Prea puțin. Atunci când Dumnezeu îi iese în față și îi, 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 îl provoacă la o discuție, când Dumnezeu inițiază o discuție, atunci începe Moise să se vorbească. Dar în cei 40 de ani de tăcere a lui Moise, de școală, prea puțin l-am auzit spunând ceva. Și spunea Moody, Moise a crezut 40 de ani că e cineva, apoi încă 40 de ani a învățat că e un nimeni. Și în următorii 40 de ani, Dumnezeu a arătat lumii întregi ce poate face cu un nimeni. 40 de ani de tăcere la oi. Ce școală. Ce doctorat greu. Mă gândesc la Iosif, iubiții mei. Vi cu sandvișuri la în ghilimele, da? Cu mâncare la frații tăi și frații tăi te bagă în groapă și tu stai și te uiți că pe ăștia pe care i-ai hrănit ăștia te pedepsește cel mai tare. Vândut rob, fuge de păcat și băgat în închisoare. Acum gândiți-vă, tu să fugi de curvie și să fii închis în acea celulă cu ăla care umblă cu marihuana. Îi se pare corect, așa e Dumnezeu. Măi, dacă fugeam, fugeam spre păcat, ok, am oprins să sunt în închisoare, dar am fugit de păcat. M-am păstrat sfânt. Am trăit frumos. Spunea o fată care are un copil bolnav cu tumoare pe creier. Am trăit frumos. N-am făcut cum au făcut altele. De ce merit lucrul ăsta? De ce mi se întâmplă lucrul ăsta? Și acolo în închisoare spune un rabin evreu, în Biblie am găsit perioada, dar un rabin evreu spune că undeva la 10-12 ani Iosif a stat în închisoare. Și acolo în închisoare Dumnezeu îl învață să tacă. Și să vorbească numai când trebuie. Probabil că în primii ani Iosif s-o fi gândit când ies de aici și mă întâlnesc cu frații, greu va fi. Și o zis Dumnezeu, da, mai stai. Și apoi o fi zis Iosif, Doamne, când ies de aici, nu o să mă răzbun pe frați, dar numai atât o să le spun. Când o să văd haina aia mea faină, o să vedeți și voi greu. Și o zice Domnul, da, mai stai. 40 de ani Dumnezeul, 10 de ani Dumnezeul îl învață. Ce înseamnă să ierți, să nu te răzbuni, să aștepți în tăcere, să nu faci scandal. După 10-12 ani iese din închisoare și se căsătorește și spune Biblia că au avut un copil. Și-a întrebat soția lui Iosif, pe Iosif, ce nu mai pune? Și-a zis Iosif, uitare. Iubiții mei, mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun că E ușor să ierți, dar e greu să uiți. Și când uitare mergea la grădiniță, din nou vorbesc în termenii noștri, striga Iosif, uitare! Hai să mănânci micul dejun, breakfastul”. Și până vinea uitare la micul dejun, Iosif pleca capul jos. Și punea fața în palme și spunea, Doamne ajută-mă, nu să-mi uit frații, să uit ce mi-au făcut frații. Că unii când te iartă, te și uită la pachet, știți? Frate Cristi zice, nu mai am nimic cu el. Foarte rău că nu mai am nimic. Foarte rău. Ar trebui să ai ceva cu el. La al doilea copil a rămas însărcinată soția lui Iosif și a zis, Iosif, ce nu mai pune? Sper că nu vii iar cu nume de alea ciudate. Și a zis, Iosif, rodire. Că după ce ai uitat, după ce ai iertat, după ce ai smuls buruiana răzbunării și aurii, poți să pui roșii în loc Ce castravezi. Nu știu de câți ani stai blocat și aștepți Aștept să vezi cum Dumnezeu îți face dreptate cu soacra, cu nora, cu vecinul. Iubiți, mi vreau să vă spun asta ce am învățat în 13 ani de căsătorie. Pace mai importantă ca dreptatea. Dacă am dreptate și mâine trebuie să divorțez și să îmi par șapte copii în două și să-mi dea 3,5, prefer să am pace, nu dreptate. Nu știu dacă mă înțelegeți ce spun. Vine o zi a judecății, acolo va fi dreptate. Mie îmi cere să iert pe vecinul care m a făcut cu ou și cu oțet, pe cei de lângă mine, că altfel cum am avea ocazia să fim buni dacă toți ne-ar aplauda? Așteaptă în tăcere. Nu mai arunca vorbe pe WhatsApp. Nu mai sfătu dreptate. Nu mai ai ieșit în față. Noi, 75 de ani, muncește la corabie. M-am uitat în Biblie de multe ori. N-am găsit nicio întrebare. Doamne, cum se manifestă ploaia? Doamne, ai văzut că la care îmi vin de cuie mă înjură, mă, mă, ia păstă picior. 75 de ani. Am avut ocazia cu soția să vizitez anul ăsta arca lui Noe din Kentucky. Am fost la 19 programe de slujire, n-am fost în concediu în America ci la slujire și o singură zi am reușit să fugim până acolo. M-am uitat, și cu greu îmi stăpâneam lacrimile. 75 de ani să lucrezi și să nu pui întrebări? Doamne, de acum o să lămuresc eu ursul și leu să vină în corabi. Mă faci să lucrezi aiurea și la final nu o să iasă nimic din toate astea. Așa au zis noi. Proverbe 10 cu 28. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Dar nădejdea celor răi va pieri. Iubiții mei, noi a continuat să lucreze în tăcere și vreau să vă rog astăzi, nu confundați tăcerea cu inactivitatea. Că unii când tac se opresc. Rare oamenii care muncesc și tac. Care continuă să lucreze, care continuă să iubească, care continuă să ierte. Care în așteptarea lor continuă să fie milostivi, să fie buni, să fie altruiști. Spunea Campbell Morgan, al aștepta pe Dumnezeu nu înseamnă a fi leneș. Al aștepta pe Dumnezeu nu înseamnă a dormi. Al aștepta pe Dumnezeu nu înseamnă a renunța la efort. Al aștepta pe Dumnezeu înseamnă, în primul rând, a fi activ în ceea ce El îți cere să faci. În al doilea rând, l- aștepta pe Dumnezeu înseamnă a fi pregătit pentru orice poruncă nouă care ar putea veni. Iar în al treilea rând, înseamnă a fi capabil de a nu face nimic până când nu este dată porunca. Nu știu care e așteptarea care o ai. Căsătoria, copilul, nașterea copilului, respectul lui, nepoții. Nu știu care sunt așteptările tale. Poate e un răspuns la rugăciune. Vreau să te încurajez astăzi să continui să aștepți, fără să ceri explicații lui Dumnezeu. Fără să-i ceri socoteală, pentru că noi suntem Lutul, iar el e olarul și olarul face tot ce vrea cu Lutul. 4. Mai este o tăcere în Biblie, tăcerea vinovăției. Tăcerea vinovăției. Marcul 9 cu 33. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau. Pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mai mare. Știți că este o ceartă bună în Biblie, să ne certăm care să fie cel mai mic. Dar de multe ori ne certăm care să ia primul prăjitura, copilașii, nu? Care să ia jucăria mai frumoasă, mai scumpă, mai mare. Care să fie cel din tâi, care să fie cel din față. Și ucenicii se simțeau vinovat. Pentru că Iisus știa despre ce vorbiți să pe drum. Și asta, e, asta am numit-o tăcerea omului vinovat. Vi se întâmplă să prindeți un copil asupra faptului împlinit și să vedeți cum pleacă capul în jos și tace? Știe că a fost prins, dar tace pentru că e greu să recunoască. Iubiții mei, aici este tăcerea care n-ar trebui să existe. Aici este tăcerea în care ar trebui să vorbim. Noi știți ce facem? Când ar trebui să tăcem, vorbim. Când ar trebui să vorbim, tăcem. Dar asta e o tăcere în care ar trebui să vorbim, dar nu despre alții, ci despre noi. Psalmul 32 cu 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se uscla, usca vlaga, cum se usucă pământul de străcetaverii. Atunci ți-a mărturisit păcatul meu. Atunci am vorbit, Doamne. Atunci am ieșit în față când s-a făcut chemare, Doamne. Atunci n-am mai zis, predica asta a fost pentru vecinul, pentru maica mea care a fost acasă, nu. Am spus cuvintele, astea au fost pentru mine. Frate pastor, eu sunt omul vinovat. Eram într-o biserică în județul Timiș. La final, când ieșam afară, biserica era liberă, 99% dintre oameni plecaseră. Am văzut un bărbat de vreo 30 și ceva de ani sprijinit de ușă, care plângea în hohote. Am mers la el și l-am întrebat ce este. și au zis, frate Cristi, soția mea și copiii mei sunt în faliment spiritual. Sunt în probleme, sunt în necazuri, necazuri pe care ne le-a dus diavolul în casă. Și m-am uitat la el și am spus, cine e vinovat pentru toate falimentele astea? și au zis, frate Cristi, eu. Pentru aia plâng astăzi. Dacă luam Biblia în fiecare zi și spuneam o rugăciune cu soția și citeam cu ea împreună, nu se întâmpla asta. Dar am făcut lucruri pe care copiii mei și soția nu le știu. Și la predica asta, mi-am dat seama că trebuie să vorbesc. De prea mulți ani ascund lucrurile astea sub preș. M-am rugat cu el, l-am îmbrățișat, am plâns împreună cu el. Și m-am întâlnit cu el după un an și am zis, cum e? Și am zis, de Cristi, mă bucur că în seara ce am vorbit. Mă bucur pentru că Dumnezeu a făcut o schimbare în familia mea. Și prin pocăința mea Dumnezeu a dus restaurarea familiei mele. Dragii mei, în această seară, haideți să ne uităm să vedem, poate e nevoie de o mărturisire, Poate e nevoie să nu mai bagi mizeria sub preș, pentru că știți, este o zi când mizeria va deveni mai mare ca prejul. I-am spus cuiva, pot să bagi mizeria sub preș, dar vine ziua când va mirosi. Când va erupe. Spunea un doctor în timp ce făcea o operație grea împreună cu studenții săi de la medicină, dacă acest pacient venea acum a șase ani, n-ar fi ajuns la operație și operația lui n-ar fi prezentat riscul morții. Astăzi eu îl operez. Nu vă garantez că va trăi până mâine. Dacă ar fi vorbit acum șase ani, dacă vine la analize mai repede. Soluția în vinovăție nu e ascunderea mizeriei, ci eliminarea mizeriei. Am observat oameni care vorbesc cu satisfacție despre păcatele altora. Și profit de acest punct, pentru că e o zi a Evanghelizării astăzi știe ce a făcut vecina de la patru, știe că ăla de la zece a plecat cu nu știu care, știe tot ce a făcut alții negativ. Dar astăzi Dumnezeu vrea să te întrebe, păcatele tale le știi? Iubiții mei, de când ne naștem avem în mintea noastră un judecător care se numește conștiință, un arbitru, un moderator, un avocat, depinde pe ce parte îl iei. Și Dumnezeu a pus acest această conștiință în noi, care produce în noi sentimentul de vinovăție. Și acum mă folosesc de vorbele extraordinare a Domnului Lucian Cristescu. Păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc, și se iartă. Oamenii vin cu sentimentul de vinovăție și spun așa, dau 10.000 de euro la biserica pentru costala de Indești să facă, nu știu ce, la renovare. Și sigur Dumnezeu o să mă iartă. Mă duc până la muntele Atos, înconjor muntele de câteva ori, cumpăr o mie de lumânări, dau un milion de euro la București, la Orferinat. Ca să dispară sentimentul de vinovăție. Iubiții mei, dacă am fi putut rezolva cu bani problema păcatelor noastre, nu mai vinea Iisus Hristos pe pământ. Păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Și Isus Hristos le-a plătit în locul tău și în locul meu. Dar vreau să vă spun că toți oamenii din iad, Dumnezeu a murit prin Iisus Hristos și pentru ei. De ce ajung în iad? Știți de ce? Pentru că în America, mă numai cu câțiva ani, un cerșetor care trăia de pe o zi pe alta, într-o zi când s-a accidentat și a venit murdu să-l ia și a căutat numele lui în baza de date, au descoperit că era milionar și nu știa. Murise un bunic de-a lui și el era o rudă mai îndepărtată și acel bunic îi lăsase toată averea lui. Cerșea pe străzi și el nu știa că are milioane în conturi. Dormea pe cartoane când el și-ar fi putut permite vacanțe în Maldive. Vreau să vă întreb, a fost suficient că bunicul a lăsat moștenirea? Nu, el trebuia să meargă, să-și o însușească. Iisus Hristos a murit pentru toți, totuși foarte puțini sunt oamenii care spun, Doamne, ai murit și pentru mine și pentru păcatele mele. Vreau jertfa de la calvar să o pun și în dreptul păcatelor mele. Dar cum fac asta? Prin sperenie, prin pocăință, prin a nu tăcea, prin a vorbi, dar nu despre alții, ci despre mine. Spunea un doctor psihiatru care se ocupă cu pacienții care au probleme. A spus așa, dacă 70%, dacă, dacă, pacienții mei ar înțelege și cineva i-ar putea elibera de sentimentul de vinovăție, 70% dintre ei de astăzi n-ar mai avea nevoie de tratament, și ar pleca acasă fericiți. Așa de mult, iubiții mei, apasă vinovăția peste noi. Uitați-vă la psalmii lui David scriși până la păcatul cu Batșeba și uitați-vă la psalmii lui David scriși după aceea, cu patru sicrie în casă. Cu patru copii care mor pentru că păcatul se iartă, dar păcatul are consecințe. Dacă eu am fumat marbor o 20 de ani, mă pocăiesc, Dumnezeu mă iartă, dar nu-mi vindecă plămânii. Dar prefer să nu fie vindecați plămânii și să fiu mântuit. Și să am păcatul iertat. iubiți mei, dacă facem cinci păcate pe zi, Sentimentul de vinovăție este acolo și el crește pe măsură ce anii trec. Și în, 127, în, în, în 70 de ani ajungi la 127 de mii de păcate. Plata unui singur păcat este moartea. Dar darul fără plata lui Isus Hristos este viața veșnică. Vei fi în stare să vorbești astăzi, să spui, vreau să mă pocăiesc. Mesajul ăsta a fost pentru mine. Bun, am înțeles că trebuie să tac lângă omul în suferință. Am înțeles că dacă trec pentru o traumă, nu trebuie să mă iau la ceartă cu Dumnezeu. Am înțeles asta, domnul pastor. Da. Aici trebuie să vorbesc neapărat, da. Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Să încapăt vederea. Vreau să fiu vindecat. Vreau să fiu mântuit. Și în ultimul rând, iubiții mei, încă o tăcere. Din cuvântul Domnului, fapte 15 cu 12, tăcerea ascultării tăcerea ascultării. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Am observat ceva în viața mea. Niciodată n-am învățat ceva nou când am vorbit, numai când am tăcut. Am mai observat ceva în viața mea. Am întâlnit oameni neimportanți care mi-au dat sfaturi importante dacă am, vrea, dacă am dorit și dacă m-am smerit să le ascult. Iubiții mei, în această dimineață vă provoc să vă gândiți la acest verset. Dumnezeu ne cheamă în viața noastră să ne oprim din iureșul zilnic și să ascultăm ce are să ne spună cel de lângă noi. Lasă-l pe aproapele tău să-ți povestească despre minunile lui Dumnezeu, despre eșecuri și biruințe, despre munți și voi, despre căsătoria miraculoasă a copilului, despre vindecarea soției. De multe ori suntem prea grăbiți și sunt oameni lângă noi care ar vrea să-i ascultăm, să-i auzim. Un patron mergea cu un jaguar într-o zi cu o mașină scumpă, călătorea pe o stradă din cartier, se uita la copiii care ieșau între mașinile parcate și a încetinit când i s-a părut că vede ceva. O cărămidă s-a spart în ușa laterală a noi sale mașini. A tras frâna repede, a dat cu spatele până la locul unde au fost aruncată cărămida. Apoi șoferul furios a sărit jos din mașină. L-a prins pe cel mai apropiat copil pe care l-a bănuit că a dat cu cărămida în jaguarul lui. Și a zis, cine ești? Ce faci? E o mașină nouă și mă va costa mult să o repar. De ce ai făcut așa ceva? Copilul s-a cerut iertare, spunând, vă rog, domnule, vă rog, îmi pare rău. Dar nu știam ce altceva să fac. Am aruncat cărămida pentru că nimeni altcineva nu s-ar fi oprit. Cu lacrimi curgându-i pe față și pe bărbie, tânărul, adolescent, a arătat spre un loc din jurul unei mașini parcate. Este fratele meu, s-a rostogolit pe bordură și a căzut din scaunul cu rotile și nu pot să ridic singur. Vreți vă rog să mă ajutați să-l duc înapoi în scaunul cu rotile. E rănit și e prea greu să-l pot ridica singur. Mișcat dincolo de cuvinte, șoferul a încercat să înghită nodul care i s-a umflat rapid în gând. L-a ridicat în grabă pe băiatul cu handicap înapoi în scaunul cu rotile, apoi a scos o batistă de in și a tamponat zgârieturile și tăieturile proaspete. Îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze, i-a spus copilul recunoscător străinului prea zguduit de aceste cuvinte, bărbatul a privit pur și simplu pe băiat, împingându-și fratele aflat în scaun cu rotile pe trotuar spre casa lor. A fost o plimbare lungă și lentă înapoi la Jaguar. Pagubele erau foarte vizibile, dar șoferul nu s-a obosit niciodată să repare ușa laterală zdrobită. El a păstrat adâncitura acolo pentru a-i aminti de acest mesaj și vi citesc. Nu trece prin viață așa de repede încât cineva să fie nevoit să arunce o cărămidă în tine pentru a-ți atrage atenția. Dumnezeu șoptește în sufletele noastre și vorbește inimilor noastre. Uneori când nu avem timp să ascultăm, El trebuie să arunci o cărămidă în noi. Este alegerea noastră dacă ne oprim sau nu. Am căzut ani de zile că cel mai important lucru dintr-o comunicare sunt vorbele. Însă statisticile spun că 7% zvorbele, 38% tonul, 55% gesturile. Și cel mai important lucru dintr-o comunicare este să asculți. Să asculți. Ascultarea activă, spunea cineva, ne permite să înțelegem ce gândesc, simt și doresc alții să transmită. Putem obține o înțelegere mult mai profundă și putem evita neînțelegerile și comunicările greșite, acordând atenție cuvintelor și gesturilor lor. Vă dau patru exemple. Dacă elevul vorbește la oră în loc să-și asculte profesorul, va lua o notă mică la examen. Dacă copilul vorbește când părintele sfătuiește, va avea carențe în viața de zi cu zi. Dacă soțul și soția vorbesc în același timp, căsătoria lor va avea de suferit. Dacă vorbim în adunare în timp ce Dumnezeu transmite un mesaj, vom pierde firimiturile în loc să le strângem pentru zile grele. Filipeni 2 cu 3 Nu faceți nimic din du de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Acum vă pun o întrebare din aceste versete. Cum aș putea să vă respect, să vă văd mai presus decât mine, dacă nici măcar nu pot să vă ascult fără să vă întrerup? Cum aș putea să știu nevoile dacă nu-mi fac timp să le ascult, așa cum de ele sunt așezate pe tăvița inimii tale? Iisus o ascultă pe femeie de la fântâna din Ioan 4 și care îi pune întrebări. Iisus îi ascultă pe cei doi pe drumul mausului. Iisus îl ascultă pe Bartimeu, un orb, un om al nimănui care striga după el. Tu îți faci timp să-i asculți pe cei de lângă tine? Tăcerea ta înseamnă descărcarea sufletului lor, disponibilitatea da, Poate însemna vindecarea lor. Și mă apropii de încheiere spunându-vă că cei mai mulți oameni nu caută soluții și caută să fie ascultați. Caută să fie înțeleși. De prea multe ori când soția îmi spunea ceva, intram peste ea cu soluții și o zic, dar n-am nevoie de soluții, vreau să mă ascult. La semafor, dacă n-ai plecat când s-a făcut verde, te-o clansonat. Dacă ai stat prea mult la roșii în piață să le analizezi, îți se spune, vezi că mai sunt în spate mulți. Suntem grăbiți și la cimitir ducem flori scumpe. De parcă morții ar avea nevoie de florile noastre de plastic. Nu. Știți și au avut nevoie cei dragi ai noștri să-i ascultăm. N-am întâlnit om în 3-7 de ani de viață care la final finalul veți să zică îmi pare rău că n-am muncit mai mult. Cel mai mare regret, spun statisticele, sună astfel. Îmi pare rău că n-am petrecut mai mult timp cu cei dragi, cu cei apropiați. Iubiții mei, predica asta a fost pentru mine mai întâi. N-am venit ca un profesor să vă predau. Sunt mulți aici de la care am multe de învățat. Dar vreau să învățăm astăzi plecând spre casă. Să stăm la un ceai cu sufletul celuilalt. Să ne mai oprim din asta pe telefon ore întregi și să punem un mesaj. Poate că Dumnezeu vrea să ne vorbească ceva mulți salmi, au acolo o paranteză, oprire. Și spunea Dumnezeu, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. După 14 ani de tăcere, după 14 ani de nevorbit, vine vorbând și ne spune ceva fenomenal. Pentru a judeca drept, nu ascultă doar toate vocile, ci ascultă și toate tăcerile. Că zis, vorba, 14 ani am fost acolo și nu mă înțeles oamenii. Dar au fost un Dumnezeu care mă înțeles. Spunea el într-o carte, doi din cei 14 ani, i-am petrecut într-o celulă la câțiva metri sub pământ. N-am văzut flori, ghiocel, soare, nimic. Decât pe gardianul care mă bătea. Dar acolo, zis el, în tăcere, în liniște, am văzut cerul deschis. Și l-am văzut pe Dumnezeu. N-așteptați pe Dumnezeu să arunce cu o cărămei de noi ca să ne oprim? Lângă cineva care vinde trei flori pe stradă. Îmi spunea un, un, frate prorog ieri, Cristi, eram undeva cu familia și mulți rădeau de o fată din familia noastră. Și mi-a venit și mie să zâmbesc și când să măresc distanța, îmi spune Duhul Sfânt, du la ea și vorbește cu ea și ascultă. Și am mers și am ascultat-o. Și Dumnezeu mi-a spus, după ce am ascultat-o, ce să-i spun? Și fata e vindecată astăzi. O fată care a avut gânduri chiar de sinucidere. Încheie acest mesaj, apoi ne rugăm. Dar vreau să încheie cu o poezie tare frumoasă, care mult îmi place. Și poezia se numește Ascultă. Nu mai vorbi, oprește-te. Fă o pauză din a da cu părerea, din a confunda opiniile cu cunoștințele. Fă o pauză din a, ști, a, a arăta că tu le știi pe toate. Oprește-te în dimineața asta în biserica, pe din dej sau online. Și ascultă. Se aude un glas. Se aude o șoaptă ciudată și poate în piept un talaz. Începe să bată. Ascultă! Ori nu-l mai cunoști, și totuși e atât de aproape, în el e un freamă de oști, un murmur de ape. Ascultă ce largi sinfonii și parcă de mult înainte ți era cunoscut, nu-l mai știi. Ia adu-ți aminte. Odată când primul păcat te-a frânt sub întâia povară, atunci ți-a vorbit răspicat. Prima oară. Apoi îți amintești undeva, se vorbea de Isus de salvare. Tu nu ți-ai dat seama. Era a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin vinsuri, prin boli, mereu îți vorbește. Și simți un fior, dar de grabă păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost? Conștiința întreabă. Nimic. O părere. Nimic? Să te ascunzi cu o minciună? Nimic? E un duce, se joacă? E un foșne de frunze, o glumă? O vorbă de cloacă? Ascultă. Acel ce vorbește prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce în veci poruncește să fie lumină. E glasul ce a scos din cămară și firbul, și firul de iarbă și pomul și leul și gâz ce zboară și omul. E glasul ce raiul pierdut, pe urmele șoapte infame, striga către omul căzut. Adame, e glasul rostind cu amar, o sânda ce a fost să rămână țărână, întoarce-te iar din nou în țărână. E tunetul larg pe Sinai ce aduce din cer printre stele poruncile sfinte, dar vai cât de grele. E glasul de sute de ani ce tot mai puternic străbate. Felice de voi cei sărmani cu inimi curate. Căci tatăl atât v-a iubit că a dat fiul său sub ocară ca oricine crede în el în să nu piară. Și toate acestea ce sunt, un foșnet zadarnic de toamnă? Chemarea Părintelui Sfânt nimic nu înseamnă? Ascultă, cu același ecou, acel ce îți dă viață și pâine din nou, îți vorbește din nou acum, dar mâine? Ascultă, el vine curând să cheme pe nume pe-ai săi. O, oh, cum vei privi tremurând albastrele căi? Ascultă, că ce vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă. Dar vină acum la Isus. și ascultă. Haideți să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Aș vrea să facem o rugăciune cu toții. dar aș vrea să închidem ochii toți în aceste momente. Probabil că fiecare ne-am regăsit la una din aceste tăceri, dar dacă într-un mod special cineva s-a regăsit la tăcerea vinovăției, și vrea de astăzi să înceapă o viață cu Dumnezeu și vrea de astăzi o viață frumoasă care să nu mai fie în mizerie, în păcat, ci în mântuire, în sfințenie. Dacă este cineva aici care vrea să îl amintim în rugăciune pentru a trăi frumos, pentru a face un legământ cu Domnul, pentru a începe o viață curată și care are nevoie de iertarea păcatelor, care încă nu s-a întâlnit cu Dumnezeu într-un mod clar, Acolo unde ești, voi avea ochii deschiși. Ridică o mână sus, vreau să mă rog pentru tine. Dacă este cineva la balcon, Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo în spate, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe ultimul rând, Dumnezeu să vă binecuvinteze. E prezent Iisus aici și aș vrea să stăm în fiecare în prezența Lui. La rugăciune nu e momentul să tăcem, dar e momentul să vorbim. Am tăcut o oră la predică și am învățat ceva. Prin vorbirea ta Dumnezeu va lucra. Prin descărcarea sufletului tău Dumnezeu va pansa rănile care sunt. Ia de deci ce zi noi și la final eu voi încheia cu rugăciune. Ne rugăm cu toții.